După lăsarea întunericului, capitania zonală Constanța a primit un semnal din partea unui echipaj german. Turiștii nemți au anunțat că au probleme la motorul iahtului și nu mai pot ajunge în port. Imediat a pornit spre ei o șalupă rapidă de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. M-am deplasat, am ajuns acolo, erau două persoane, nu păreau speriate, nu aveau nicio problemă, doar că mi-au spus că au nevoie de asistență. Am luat o parâmă de la dumnealor, mi-au dat remorca și am adus. Cei doi au plecat din Germania pe 17 mai într-o croazieră care urma să se încheie în portul Constanța. Au venit pe Dunăre, apoi prin Delta, iar în final au intrat în Marea Neagră pe la gura Portiței. La 8 mile transvers de Mamaia, motorul s-a defectat. The engine wrecked. Yeah. And we were 15 miles outside, and to come by this small wind inside are 10 hours, 12 hours. You were scared because the night came? Yes, and because the wind went down. We could not sail furthermore. Nici acostarea în portul turistic Tomis nu a fost una tocmai lipsită de peripeții. Din cauza unei manevre greșite a marinarilor nemți, embarcațiunea s-a lovit de cheu. Nemții nu numai că și-au ratat croaziera, dar vor fi nevoiți să scoată și câteva sute de euro din buzunar pentru a achita costurile operațiunii de salvare.